Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt în plin proces de a mă machia, mi-am făcut fața și acum vreau să-mi fac repede, repede și ochii și am zis că în timpul ăsta să vorbesc cu voi un pic. Am zis să folosesc de data asta paleta asta de la Huda Beauty pentru că n-am mai folosit-o de foarte mult timp și o să-mi fac așa un machiaj foarte ușurel, dar evident, evident că de ce nu, a început să îmi lacrimeze ochiul. În fine, ce voiam să vă povestesc? Bine, în primul rând, astăzi este vineri, cu asta trebuia să încep. Sunt acum în pauza de masă și am zis că în timpul ăsta să mă pun să mă machiez. Cred că o să îmi fac doar un soft smoky cu culoarea asta de aici, care e un nude movuliu pudrat, așa. O culoare destul de potolită. Voiam să vă povestesc întâmplarea serii de ieri. Întâmplarea nopții mai degrabă, că era aproape de 12 noaptea. Deci, Adi și-a comandat niște ochelari dintre aceia care se numesc Meta Quest 3, cred că. Nu știu, o să vă las o poză pe aici pe ecran. Și sunt ochelari dintre aceia VR, cu care, evident, probabil că dacă ați mai auzit de ochelari VR, știți cam ce se poate face cu ei. Și, printre altele, aseară, cât se mai juca el cu ochelarii, m-a întrebat dacă nu vreau să intru să joc tenis. Zic, hai, intru și eu să joc tenis. El mai are și două, ca un fel de două joystick-uri, așa, pe unul ții într-o mână și unul în cealaltă mână. În momentul în care spui ochelarii aceia la ochi, evident că tu nu mai vezi ce este în jurul tău, dar el îți arată un perimetru în care te poți mișca în voie, el scanează împrejurimile tale și zice până unde poți să te duci ca să nu lovești lucruri în jurul tău. Am pus, eu am jucat acolo frumușel tenis, am dat câteva pase. Totul bine și frumos, până când la un moment dat am văzut că mingea se ducea cumva în partea dreaptă și eu nu voiam să o las să cadă în teren la mine, nici out nu ar fi fost bine. Eu nu prea știu regulile la tenis, dar știu în principiu că na, nu trebuie să cadă mingea la mine în careu fără să o lovesc. Am dat să o lovesc, să lovesc mingea, băi, și în momentul ăla am simțit că am dat de ceva tare. Eu am dat cu mâna în dulap, dulapul acela pe care l-am în living, cu multe cuburi, așa. Mi-am și învinețit degetul. Nu știu dacă se vede, dar uite, în comparație cu ăsta, cred că se vede că ăsta e un pic mai umflat. S-a umflat pe partea asta aici. E învinețit. Și, da, sincer, nu înțeleg cum s-a învinețit pe interior când eu aici am simțit că m-am lovit. Dar asta nu e tot. Bineînțeles că a trebuit să și sparg ceva. Aveam un glob de sticlă cu un îngeraj înăuntru. Nu mai știu, îl primisem de la verișoara mea, cred, acum ceva ani. Bineînțeles că s-au făcut cioburi peste tot. Dă-i la 12 noaptea, adu aspiratorul și începi să cauți cioburile prin cameră, pentru că, vă dați seama, fiind de sticlă, sticla se sparge în foarte, foarte multe cioburi mici care se duc în locuri în care nici măcar nu te-ai aștepta. Na, sper că am strâns tot dezastrul, toate cioburile. Și am mai spart și o ramă foto pe care o luasem noi din Antalya, cu o poză cu noi doi când am fost în primăvară. După aia am dat, a bine, mi-am dat ochelarii jos de la ochi, imediat, să văd ce s-a întâmplat. Mă bucur tare, în schimb, că nu am lovit atât de tare dulapul încât să dărâm acea lava lamp pe care o aveam, pe care o avem noi. V-am mai arătat-o, e așa ca o sticlă umplută cu lichid și în momentul în care se încălzește, înăuntru sunt niște forme, așa, exact ca o lavă, mă rog. Că dacă o dărmam pe aia, dezastru era, pentru că ea e plină cu lichid și, sincer, nici măcar nu știu ce conține acel lichid, ce este înăuntru, dacă e toxic, dacă nu, habar nu am. M-am bucurat pentru asta, că n-am spart-o, dar ajunsese pe margine, deci semn că s-a mișcat, pentru că oricum se mișcase tot dulapul. Și m-am supărat inițial pe Adi, pentru că nu m-a avertizat că mă apropii de dulap, dar el mi-a zis că nici măcar n-a avut timp de reacție, pentru că eu m-am aruncat imediat să dau pasa aceea și n-am mai ținut cont de perimetrul pe care mi-l arăta, unde am voie să mă duc, unde nu. Eu eram doar cu ochii pe minge și așa, ca o glumă după aia pe care a făcut-o Adi, a zis că, bă, înseamnă că sunt foarte realist dacă tu, nu știu, pe moment ai uitat că ești în cameră și te-ai dus după minge. Și, într-adevăr, este foarte realist. Zici că ești într-un joc efectiv, dar tu în joc, adică nu ca și cum te uiți doar la un ecran. E foarte mișto experiența, dar evident trebuie să mă învăț eu cel puțin să păstrez limitele, că altfel cine știe ce mai dărâm, ce mai sparg, ce mai... Da, și degetul meu e avariat, săracul. Mă doare foarte tare, mai ales așa când îl îndoi e ok, dar eu când țin telefonul îl țin așa,
pe degetul ăsta și acum nu mai pot să fac asta pentru că mă doare și îl țin așa ca o bunicuță, îl țin așa în mână și dau cu degetul celălalt, dar nu, e... Na, se mai întâmplă și destea, mai îmi povestea și adieri că era tot așa cu ochelarii și văzuse nu știu ce canapea acolo în imaginile pe care le vedea el și îi venea să se așeze, era să se așeze să se ducă cu picioarele în sus. Da, cam asta a fost distracția zilei de ieri. Probabil o să continue și azi, dar să sperăm că cu mai puține accidente, pentru că, na, sincer, nu-i plăcut să stai să lovești chestii prin casă. Planurile pentru acest weekend ar fi să mergem la târgul de Crăciun. Inițial, trebuia să vină tatălui Adi la noi, sau cel puțin, bine, nu era 100% sigur că va veni, dar exista o șansă, însă, din păcate, s-au schimbat planurile și nu mai are cum să ajungă pe la noi. Așa că suntem tot, doar noi doi, mă rog, trei și cu Blue, dacă îl punem la socoteală și pe el. Dar nu știu, sincer, ce facem. V-am zis, am vrea să mergem la târgul de Crăciun, însă nu știu dacă facem asta azi sau mâine. Să vedem. Că nu știu unde mergem să mâncăm diseară și dacă cumva ajungem prin Birmingham să mâncăm, atunci mergem și la târg. Dacă nu, chiar nu știu. Mergem mâine la târg. Dar nu știu unde vom merge să mâncăm. Nu prea m-am mai machiat de ceva timp. Adică ultimele, nu știu, destule dăți, când m-am machiat așa foarte, foarte puțin la ochi. Și de obicei îmi puneam pe plapă repede, repede din paleta aia de conturi de la Essence, pe care o foloseam și pe față și mă dădeam cu nimel și aia era și acum mi se pare că nu mai știu să mă machiez. Și vreau să încerc o treabă. Probabil că dacă sunteți, nu știu, consumatori de social media și de TikTok în special, poate că ați văzut acel ruj de la Dior, care este cu sclipici. Îmi place ideea de sclipici pe buze. În schimb, nu, adică poate că mi l-aș fi comandat, dar nu e un produs ieftin oricum. Madame, lacrimează ochiul ăsta, trebuie să mă șterg. Așa, ziceam, nu e un produs ieftin. Poate că dacă mi-ar fi plăcut îndeajuns de mult, l-aș fi cumpărat într-un final. Dar nu l-am mai luat din două motive. Unul, pentru că singura culoare disponibilă este un mov închis, care este frumos de altfel, dar nu este o nuanță purtabilă mereu și eu nu prea sunt așa cu culorile închise pe buze. Și mai mult decât atât, am văzut aseară un TikTok la cineva care își luase acest ruj și ne povestea că se face foarte urât după nicio oră. Se începe să se ducă așa în liniile fine din jurul buzelor, se ia iurea, nu știu, și asta m-a făcut să, sincer, să nu îl mai comand, dar vreau să improvizez eu. Și m-am gândit să mă dau eu cu un ruj care este ăsta, de la Revlon. Este un, tot așa, o nuanță mov. Măi, eu nu știu, n-am știut niciodată nuanța la rujul ăsta. Probabil o fi avut el o etichetă la un moment dat, dar nu știu să vă zic ce nuanță este. Și pe deasupra lui mă gândeam să pun un fard de ăsta sidefat sclipicios, ăsta mai exact, de aici. Bine, în cantități mici, adică nu vă imaginați acum că o să-mi umplu buzele de sclipici. Dar vreau să văd cum ar arăta. Doamne, da? Nu-mi place ce mi se... Și un machiaj simplu, adică doar mi-am pus fard pe plapă și trebuie să-l blenduiesc, dar mi se pare că nu se blenduiește, asta e problema. Ia să iau o pensulă curată și să încerc așa să mai vin pe margini. V-am mai zis, eu n-am mai avut răbdare în ultima vreme să mă machiez. Nici cu părul nu mai am răbdare, nu știu. Știu că atunci când eram eu mai mică, prin, nu știu, liceu, adolescență, când începusem eu să mă machiez, o întrebam pe mama de ce nu se machia. Adică ea se machia, dar la fel se machiază și acum, dar doar la ochi cu un creion dermatograf și cu rimel ruj și cam aia e. Adică nu, n-am văzut-o pe mama să stea cu orele în baie, să se machieze și, sincer, nici nu are nevoie, pentru că e foarte frumoasă și așa. Dar știu că atunci o întrebam mereu, mama, dar de ce nu te machiezi și tu cu un fond de ten, cu un bronzer, cu nu știu ce, mă rog, chestii de asta. Și zicea, mama, eu n-am răbdare de așa ceva. Și nu înțelegeam cum vine asta. Cum să n-ai răbdare să te aranjezi, să te machiezi, să... Na. Și acum o înțeleg. O înțeleg perfect, pentru că am ajuns și eu în acel punct al vieții în care nu mai am chef, nu mai am răbdare, nu știu, nu mai iese ce vreau să iasă. Probabil mi-am și pierdut dexteritatea, pentru că, na, într-o perioadă în care mă machiam foarte mult, foarte des, atunci
Am și eu machiajele foarte frumos și primeam chiar complimente pentru machiaj, dar acum, cum nu prea m-am mai machiat, atât de elaborat, să zic, nici nu mai îmi ies machiajele și mă și enervez. Asta e problema, că mă și enervez și nu mai am chef de nimic. O să-mi termin și eu acum machiajul ochilor, nu mai am decât să îmi mai intensific poate un pic linia genelor, mă dau cu rimel. A, și sprâncenele trebuie să mă fac și apoi trec la buze și vă arăt și vouă ce o să-mi iasă. Sunt și eu curioasă dacă o să arate bine sau dacă o să trebuiască să-l șterg. Machiajul arată ca un caca, sincer, nu-mi place. Mi se pare că la ochi cât de cât a mai salvat situația faptul că m-am dat cu rimel. Dar nu știu ce Dumnezeu se întâmplă aici în zona asta a fruntii, pentru că s-a aplicat așa pe ci, parcă zici că mi se și jupuiește pielea, nu știu ceva dubios acolo, în fine. Hai să mă dau cu ruj. Să vedem. Deci ăsta cred că e unul dintre rujurile mele preferate, care are o textură așa de mus, de super fină. Și nici nu-l simți pe buze. Cred că e și pe terminate, că pare că nu mai vrea să ia produs. Inițial v-am zis că aș vrea să folosesc nuanța asta din paleta de la Huda Beauty, dar între timp mi-am adus aminte că am paleta asta de la Unleashia, o primisem de pe YesStyle. Și am aici un fard care, bine, în momentul de față arată cam nașpa, dar credeți-mă că arată bine. M-am dat cu el acum și în colțul intern și mă gândesc să încerc cu el. E să vedea? Să mă dau mai așa. Nu știu cât o să capteze pe cameră. Nu cred că face exact cât mi-aș dori eu. Mă, cred că totuși face ce-mi doresc. Se aplică sclipiciul fain, dar trebuie să insist. Nu știu cât captează pe cameră. Sper că totuși captează ceva. Sunt mulțumită de ce văd. Sincer, singurul dezavantaj când vrei să porți o astfel de combinație este că trebuie să umbli și cu paleta și cu rujul după tine. Pe când în cel de la Dior le ai pe două într-unul, dar îmi place foarte mult nuanța. Îmi place, mi se pare că acum că am pus și rujul chiar arată mult mai bine. Și nu se simte niciun fel de glitter, nu se simte, v-am zis că rujul ăsta e super lejer pe buze. Într-adevăr, nu este cel mai rezistent, el este un matte lip mousse, deci ăstea în general care sunt tip spumă, nu sunt foarte rezistente, dar sunt foarte confortabile pe buze, iar eu asta caut. Da, hai că-mi place. Îmi place ce a ieșit cu buzele. Părul încă nu mi-l fac pentru că, sincer, nu știu cum vreau să mi-l fac. Și mai durează până ieșim din casă, sigur o să se strice. Mi l-aș prinde, dar mie că dacă îl prind, o să-mi înghețe urechile dacă ieșim pe afară și ne plimbăm mai mult. Dacă îl las în jos, mi-aș pune un fes în cap, sincer, pentru că el, ideea e că el e în a treia zi după spălare și deja începe să nu prea mai stea cum vreau eu. Și de asta încerc să mă gândesc cum să mi-l fac, dar până diseară am eu timp să mă gândesc cam cum aș vrea. Bun, hai că revin mai târziu, mă duc și eu înapoi la muncă, au degetul meu și ne auzim. Până la urmă mi-am prins părul, vreau să-mi iau portofelul meu aici. Ne-am hotărât să nu mai mergem în Birmingham azi, pentru că nu prea avem chef, sincer, așa, după muncă parcă nu prea merge. Și o să mergem la un pub de aici, din zonă. Și până la urmă mi-am dat sclipiciul jos și tot rujul cu totul, nici mă mai dau cu altceva, că dacă merg să mănânc, nici nu are rost să mă mai dau cu ceva, sincer. Dar m-am gândit așa mai bine că totuși nu cred că e ok să pun sclipici în jurul gurii, care nu e destinat a fi pe buze și a înghiții, ci e destinat pentru ochi. Așa pentru o poză să zici că merge, dar altfel nu cred că, sper că nu vă fâșii, altfel nu cred că o să mai folosesc trucul ăsta, dar de arătat, arătat frumos, arată frumos. Da, mi-am luat geaca. Să văd, telefonul e aici. Așa. Portofelul. Și gata, hai să mergem. Să sting lumina și let's go!
Hai că am găsit până la urmă un loc ușor unde să mâncăm. Inițial v-am filmat pe din afară un alt pub care era la 2 minute de mers cu mașina de noi și pe care locuisem de ceva timp. Doar că n-am avut ocazia până acum să venim la el și am zis hai să mergem în seara asta. Doar că am ajuns acolo și oamenii ne-au zis că au nu știu ce eveniment și că am putea mânca în zona de bar, dar zona de bar arăta ca o cărciumă, sincer. Nu, adică nu aș fi vrut să mănânc acolo, plus că era multă lume care venise să bea. Așa că am decis să plecăm în altă parte și am venit la un pub care pare așa un fel de afacere de familie, nu știu, arată super drăguț și cozy. Și de când stăm în Marea Britanie, ăsta este primul pub la care cineva ne servește la masă. Pentru că în general aici la puburi, bine, nu vorbim de restaurante, pub și restaurant sunt două lucruri diferite aici. Dar la pub în general te duci și comanzi tu de la bar. Iar ăsta, v-am zis, este primul unde ne servește cineva la masă și m-a surprins. Uite, acum ne-au venit berile. Acestea sunt Carling. Ne-am luat. Carling este una dintre berile lor populare și foarte bune. Și eu mi-am luat coaste, Adi și-a luat ceva friptură de porc și așteptăm să vină. Acum văd că e mare veselie undeva în spatele meu acolo la o masă, se râde tare. Dar cred că atâta, suntem doar noi și masa cealaltă, că în rest e gol și chiar îmi zicea Adi mai devreme că și aici, în partea cealaltă, era super gol. Bine, hai să zici că în partea cealaltă, na, având în vedere că urmează să aibă eveniment, atunci e de înțeles și na, pregăteau restaurant, pub-ul pentru eveniment, dar aici e gol și e vineri seara. Am ajuns acasă. După ce am plecat de la pub, am fost și la magazinul Est European pentru un singur lucru. Și am plecat cu 2 pungi. Am intrat pentru un vin și anume, stați să îl scot de aici din punga asta, Lacrima lui Ovidiu. Este, mă rog, nu știu dacă musa-i preferatul lui Adi, dar îi place foarte, foarte mult. Și pentru asta am fost, dar bineînțeles că ni s-au lipit și altele de mâini. Habar nu aveam că Fruity Fresh au doze și am luat una cu pere. Presupun că e același lucru, doar că, na, în doză. Apoi, am luat un borcan cu vinete coapte, decojite și tocate. Nu are altceva, adică nu are maioneze, sunt doar, nu au maioneze, că sunt vinete. Sunt doar coapte și tocate și probabil le putem amesteca noi după aceea cu maioneză. Am luat și un compot de piersici, deci de foarte mult timp eu n-am mai mâncat compot. Chiar nu mai țin minte când a fost ultima dată, sincer. Am găsit Leber de la Fox. Adi mi-a zis și probabil că are dreptate că ăsta e mai mult pateu, după cum arată, pentru că e o pastă, așa nu vezi să aibă bucăți, știți cum e la Leberul clasic. Dar chiar așa am zis, hai totuși să-l încerc. O avea gust de pateu, aia e până la urmă. Și pateul e bun, dar dintre toate mezelurile astea de sărbători de iarnă care se fac la noi, Leberul este preferatul meu, e viață. Am mai luat așa o pungă de castraveți în saramură și am mai găsit și cărnăcerii mei preferați polonezi care au brânză în compoziția lor. Sunt foarte, foarte, foarte buni. Să dau deoparte din pungi. Bun. Mai departe, am luat aici o prăjitură dintre aceasta cu fructe, care e așa cu gelatină deasupra, are un strat de blat la bază și un strat cu cremă și mai are și fructe printre. 2 cornuri magic cu caise. Am mai luat o cutie de bomboane dintre acestea cu ciocolată neagră și vișină, mă rog, lichior de vișine de fapt. O cutie așa cu napolitane de astea foarte, foarte, cu straturi foarte groase de cremă. Mi se par foarte bune. Foarte, foarte, foarte. A, uite, mai este un corn aici. Nu, încă 2 mai sunt, deci 4 în total. Tot cu caise. Am luat așa o pungă de Viva Chips cu paprika. Și tot o pungă de Viva Chips, dar cu pui. Acestea în formă de copănele. Și mai avem aici un chec de ăsta Boromir, ei zic că este cozonac, dar hai să-i înțelegi că nu e cozonac, e chec cu cremă
Și două pungi de pufuleți gusto cu sare. Băi, deci, m-am chinuit ceva să găsesc pufuleții ăștia cu sare, pentru că aveau acolo puse pe display toate sortimentele, numai ăștia cu sare nu. Aveau cu bubblegum, în primul rând, what the fuck, pufuleți cu bubblegum, cu ciocolată, cu paprika, cu ce mai aveau? Cu sos de smântână. Eu habar n-aveam că există atât de multe sortimente de pufuleți. Și ăștia cu sare, săraci, erau într-un colț acolo părăsiți, mai erau doar câteva pungi și am sărit pe două dintre ele, pentru că, sincer, cine mănâncă pufuleți cu bubblegum? Mi se pare o combinație oribilă. Dar, mă rog, cine sunt eu să judec? Bun, cam atât pentru seara asta. O să mă pun să strâng acum cumpărăturile, să le pun pe fiecare la locul lor. Și noi ne auzim mâine, când probabil vom merge la târgul de Crăciun, sau cel puțin așa e planul. Acum să vedem până mâine, să nu cumva să ne răzgândim, deși eu sper să nu. Și da, merg să fac și un duș, mă demachez și mă trântesc pe canapea, mă uit la ceva YouTube sau un film, văd eu. Hello! Noi am ajuns în Birmingham, am venit la târgul de Crăciun și, bineînțeles, dacă tot suntem pe aici prin centru, o să mergem și la magazine, să ne mai uităm. Mai ales că este mall-ul și aici în mall este magazinul meu preferat cu parfumuri, pentru că au și de-astea mai de nișă și îmi place mereu să merg să miros. Mai devreme am fost până în Coventry. Am fost la un restaurant românesc care... Oh, ce e aici? Care devenise la un moment dat foarte viral pe TikTok. Noi am mai fost acolo o dată și o mâncare foarte bună. Inițial am venit în Birmingham la Mr. Doner, v-am mai spus noi de ei, dar tot așa, un local gen fast food cu mâncare românească, dar era închis și atunci ne-am reconfigurat și am mers în Coventry și acum ne-am întors în Birmingham ca să mergem la târg, să vedem și noi care e treaba. Probabil o să fie la fel ca în fiecare an, pentru că în general, în fiecare an arătați cam la fel, toate amplasate în același loc, dar da, vedem acum. Am parcat și mergem într-acolo.
Doamne, este full peste tot și în fiecare an mă surprinde treaba asta, deși în fiecare an este așa. Dar, într-adevăr, na, e frumos, doar că ar fi trebuit, sincer, să mărească spațiul în care se desfășoară, pentru că, efectiv, mergi ca melcu, n-ai loc să faci nimic. Ne-am luat dulce. Sper că mă puteți auzi, pentru că... Stai, că mă ține pe mine și... Dar dă-te mai încoace, ca să nu se vede. Așa. Ne-am luat fructe învelite în ciocolată. Sper că mă puteți auzi, că e foarte multă gălăgie. Eu mi-am luat struguri învelite în ciocolată cu lapte și Adi și-a luat... Doamne, trece tramvaiul. Și Adi și-a luat căpșuni învelite în ciocolată neagră. Și ne-am oprit aici, mai departe de aglomerație, să le savurăm. Ia să vedem, sunt bune? Foarte bun. Mamă! Ce? Sunt struguri? Dar celelalte par mai mari, par... La din vârf a fost tot struguri și sperăm că totuși i-a dat căpșune, așa cum a cerut. Dar foarte, foarte bun. Zici că sunt struguri dintre aceia aromați de casă. Mamă, ce bun! A, uite-mă că e căpșune, da. E ok. Da, deci foarte bun acel desert. Recomand, dacă sunt persoane care mă urmăreze prin zonă și vin aici la târg, să veniți să luați fructe de-astea în ciocolată. Aveau de toate felurile. Aveau ciocolată albă, neagră, cu lapte și aveau tot felul de fructe. Aveau și mere, și banane, și nu știu, multe. Foarte bun, foarte, foarte bun. Prețul a fost, în total, pe amândouă am dat 10 lire, deci, sau 9 lire, nu mai știu. Da, scumpicel, 10. Pentru un desert așa în sine e scumpicel, pentru niște fructe învelite în ciocolată, dar sunt foarte bune și, na, fiind la târg, hai să traversăm. Fiind la târg e de înțeles că peste tot e scumpicel. Da, acum am luat-o pe stradă paralelă cu cea cu târgul, pentru că e foarte aglomerat și na, încercăm un pic să ne mișcăm. Că dacă era să ne întoarcem prin același loc, nu aveam cum. Ce? E altă aplicație. Beryl. N-am mai auzit de asta. Da. Tragem o fugă și până în mall, la magazinul cu parfumuri, așa cum vă spuneam mai devreme. Și după aia mergem la mașină și spre casă, că prea multe n-ai de făcut. Noi am și venit sătui. Adică nu am mai stat să mâncăm cine știe ce... hot dog și chestii, că nu știu dacă v-am mai zis, dar târgul care se organizează aici în Birmingham este cu specific german, se numește Frankfurt German Market sau ceva de genul. Da, și sunt foarte multe mâncăruri cu specific german, cum ar fi cărnaților, leberwurst și, mă rog, toate astea.
Am ajuns și noi acasă, acum numai cei, și înainte să mă schimb voiam să fac încheierea acestui vlog, pentru că nu se mai întâmplă nimic, o să mă duc să mă demachez și mă bag la America Express, pentru că a început deja de vreo oră, că e 7 fără, da. Cam asta e. Eu sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și săptămâna viitoare să știți că o să ne revedem doar cu clipuri despre parfumuri sau cel puțin așa mi-am plănuit, încă n-am filmat nimic, dar ăsta ar fi planul, după care o să ne vedem cu vloguri zilnice toată, mă rog, până pe 25 decembrie, și de asta am zis să profit acum cât până nu începe vlogmasul ca să mai vorbim așa despre subiectul meu preferat și anume parfumurile. Și sper eu să vă placă și vouă. Da, cam atât. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu uitați că ne revedem data viitoare. Pa, pa!